Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cred că meseria de chelner, da, serios, de chelner de ospătărie, este una dintre cele mai dificile meserii. Cred că nu oricine poate să facă, serios. Adică puneți-vă în situația chelnerilor. Ați putea să alergați de dimineață până seara, să stați numai și numai în picioare, să umblați de colo-colo și așa mai departe. Am fost vineri seară la un restaurant așa festiv cu Ionela și era o fată acolo foarte drăguță, chelneriță. Săraca de ea, când nu era, credea că nu e văzută într-o parte, băi, căsca biata de ea, se ținea de mobile. Deci cred că era frântă de oboseală, nu-i s-au făcut milă de ea. Da, 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 mai simplu pe de altă parte. Uite, Luca nu-și dorea să fie sudor? Pe nu, ultima dată a vrut să fie masseur. Masseur, că n-am... A, că masseur e mai greu. Cad mâinile din deci Luca a ajuns la concluzia că a fi masseur e greu. Este mai greu decât a fi sudor. Da, eu zic că e mult mai greu. E mult mai greu? De ce? Da. Pentru că trebuie să lucrezi multe ore cu mâinile, fizic, să faci efort fizic, da, și... E mai greu să faci efort fizic sau intelectual? Stai în picioare, frumânți cu mâinile... Mm? Da, pe de altă parte, și responsabilitatea pe care o ai atunci când ești sudor. Dar n-am spus sudor, că e totuși mai puțin solicitant, nu știu. Deci cea mai grea muncă e munca fizică, asta zice. În mare, da. Dar un chirurg, de exemplu... Alea sunt extreme. Adică muncă, munca aia cu creierul, în care ai și responsabilitate foarte mare, sigur că e, da, adică mai nasoală decât aia fizică. Ideea este ca să faci munca aia, care nu e ușoară și necesită... nebunești. Da, muncești ani și ani, da, de zile învățând. Dar sunt excepții. Uh-huh. Adică nu sunt multe meserii intelectuale care să comporte și asemenea responsabilități încât să devină istovitoare și extenuante. Uh-huh. Nu? Da, mă gândesc că da. 0372069599, iată un subiect de discuție la care vă invităm să participați. Care credeți că e cea mai grea meserie care poate fi făcută, ca și zice, din România? Mă rog, ar merge și din România. Când am întrebat asta, data, când am avut discuția săptămâna trecută așa pe lângă, mi-a dat un amic un mesaj imediat. Cea mai ușoară meserie este cea de președinte. Băi, a președintea României. Păi nu, dacă o faci corect. Dacă o faci corect, este o meserie foarte dificilă. Adică uite-te cum se schimbă cea oamenii. Cea mai ușoară e de cercetător. La noi meseria de președinte, în ultimul timp... E luată la mișto. Da, și... Cel puțin asta e senzația. Produce bronz. Natural. Bronz, da, natural. Bronz de schi. Băi, bronz de schi, da, și bronz de Zanzibar. Da. Da, și de tenis. De tenis. 0372069599. Care este cea mai grea și care este cea mai ușoară meserie pe care o poți face în România? Dați-ne și mesaje, 0728-3132, mesaje pe WhatsApp, dacă puteți să le și argumentați, ar fi, da, fain. Vorbiți de meseriile voastre până la urmă, sau dacă aveți prieteni care fac meserii dificile, da, sau din contră, simple și uite, câștigă bani ușor. Știi care cred că mai e o meserie grea? Meseria de polițist rutier. Polițist rutier, mai ales dacă tragi bățul scurt și te pun ăștia în intersecție. Încă, unde e meu? Era odată. Sunt în intersecție. Acum, serios? Cred că sunt polițiști prin intersecție. Fugi de aici. Sunt mai rarissim. Sunt, mai adică sunt. Nu mai există permanență de aia în intersecții, cum era odată. Păi nu permanență. Acum sunt, dacă trece vreo coloană oficială, doar în, da, situații de-astea. În rest, se blochează orașul și nu e niciun polițist în nicio intersecție. Unii spun că mai bine că nu sunt polițiști, că se blochează intersecțiile cu... Sunt de acord cu chestia. Uite, mie iarăși mi se, da, pare foarte greu să fii frizer, dar nu, stai, de la care tunde din mașină. Lasă-mă să zic de polițist rutier, da, să argumentez de ce. Deci stai în intersecție, în noxe, în toți ăștia care trec și au scos... Ce să scoatem de la diesel? Filtrele alea, catalizatoarele, da, nu știu ce sunt. Sonda Lambda, nu știu. Sonda Lambda, nu știu ce. Din când în când te mai ia câte un domn neatent pe capotă. Stai, vai de steaua ta. Tu ai stat, mă, în mijlocul intersecției să treacă toți zâng, zâng, zâng pe lângă tine, așa? Nu, păi de-aia probabil nu mai stau nici ei astăzi. Da, pe de altă parte și ciubucul e ciubuc, dacă se nimerește să fie la tine. Da, dacă te prinde ajungi la pușcărie, că nu e ciubucul de la chelner, să zice, sau de la frizer. Și aia trebuie întotdeauna, când vorbim despre meserii grele sau ușoare, prieteni care vă băgați în discuția asta, să luați în calcul cazurile în care omul ăla chiar muncește. Că, de exemplu, există și ospătări care au doi clienți pe zi și dorm pe canapea și se joacă Candy Crush. Da? Cum există și polițiști care dorm într-o mașină, cum există și, iată, masori care au doi clienți pe zi și atunci nu mai e o meserie grea. Vorbim de un om care muncește 8 ore. Și iarăși, uite, în sensul ăsta, mi se pare foarte greu să fii frizer corect, de la care tunde din foarfecă.
Nu te-ai luat vreodată o foarfecă mână să tai cu ea așa, gen în continuu 10 minute? Nu, de ce ai făcut-o? Simți că scad degetele. Dar tu ai făcut asta? Este mașină de tuns acum. Nu, dar sunt anumite frizuri care compor și dacă e o frizerie cu ștaif, nu te tunde cu mașina ca pe oaie. Dar tu ai făcut asta? Ai făcut 10 minute cu foarfeca că ai zis că... Am făcut dacă i-am decupat lui Rădu cu niște hârtii la școală odată. Și am avut mult de decupat, mamă, și nu mai puteam, înțelegi? Pe urmă, rămâi și cu bătătură la dinți. Se chema lucru manual pe vremuri. Da, mă, da, am rămas cu bătătură, ești nebun, am tăiat un sfert de oră niște foi. Da, bătătură la degetul ăsta mijlociu de la stilou ai. Da. Știi că în ziua de azi nu mai există așa ceva. Nu, pe adevărul că n-a. Da. Trebuie să vezi dacă era s-a crudă de aia. 0372069599. Am primit mesaje, avem telefoane, să vorbim despre asta. Hai să vrem. Bună dimineața. Nața. Luca, mai bine master decât sudor. Eu sunt sudor din 93. Te am terminat profesională. La sudor trebuie să-ți faci autorizațiile cum se fac la mașini din 2 în 2 ani. Unul la mână, trebuie să fie în actualizare cu normele europene și nu numai. Ca sudor n-ai voie să îți tremure mâinile. Ca sudor trebuie să știi și la cătușerie. Deci nu, mai bine te duci masseur, mai masezi câte o domnișoară tânără, mă înțelegi ce vreau să zic? Așa că lasă, sudura nu-i pentru tine, mai ales că strică și ochii și plămânii și bărbăția dacă nu ești atent. Da, ai, și atunci ai, nu mai contează dacă îți tremură mâinile. Da. Bă, toți am fost masseuri într-o vreme. Daniel, bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața. Salut. Tuturor! Neața. După părerea mea, cea mai grea meserie din România, dar și din lume, este cea de director general. Okay. În orice meserie ai o anume responsabilitate și sarcini, însă ca director general ai pe umeri o mare povară. 10 salariați sau 100 sau 1000 depind de tine. Și nu sunt 1000 de salariați, sunt 1000 de familii. Orice greșeală pe care o faci îi afectează pe ei toți, nu numai pe tine. Orice risc pe care ți-l asumi în afacere poate să-i afecteze pe ei. Deci și e o meserie grea din punctul de vedere al responsabilității, asta spui. Hai să zicem al poverii. E o povară foarte mare pe care o ai nu 8 ore pe zi pe umeri, ci o ai chiar și în somn. Da, dar este vorba de director general în mediul privat sau la stat? Că mie mi se pare că ar fi așa unele diferențe, dacă înțelegi. Mi-e greu. Cred că eu vorbesc de meserie în general, dar din nefericire prea puțin înțeleg responsabilitatea aceasta și în mediul privat, iar la stat cu atât mai puțin. Mulțumesc! Mulțumim tare mult! Mersi! În punctul meu de vedere, cea mai grea meserie este aia în care trebuie să lucrez cu oamenii. Oameni da, diferiți, corect. Caractere diferite, eu am fitilul scurt, așa că... Adevărul că da, lucrul cu oamenii e cel mai dificil întotdeauna. Mai ales cu cei cu fitilul scurt. Filip, bună dimineața! Salve, Filip! Dimineața. Bună dimineața, domnilor! Cred și sunt sigur că cea mai grea meserie este în domeniul aeronauticii. Cu tot ce înseamnă piloți, ingineri, mecanici, toți cei care schimbă piese, responsabilitatea lor, controlorii de trafic. Mi se par niște oameni care au nervii în timp. Stewardezele se pun? Să fie prechiși. Da. Poți? Stewardezele se pun? Bă, să știi că și stewardezele au muncă nasoală. Să știi că este 100%. Au muncă foarte nasoală. Deci nu mai este de mult imaginea aia glorificată, știi? Acum, membrii echipajului de cabină, ca așa se spune, se mai spune stewardese sau steward. Sunt aproape, sunt o combinație între femei de serviciu, personal de curățenie și chelneri, care muncesc non-stop. Asta fac. Și muncesc la altitudine și în condiții și la ore dubioase. Dar observ că discuția noastră s-a dus, pentru că așa se întâmplă, a plecat de la munca grea fizică. Și s-a dus la cea? S-a dus la cea, oamenii consideră că responsabilitatea e, de fapt, lucrul cel mai dificil într-o anumită meserie. Corect. Constantin, bună dimineața. Salut, Constantin. Salut. Bună dimineața. Te rog. Cea mai grea meserie, cea mai ușoară, despre ce vrei să vorbești? Păi cea mai grea meserie, după părerea mea, ar fi că e cea care o faci fără plăcere. O faci doar din interes, pentru bani, pentru nu știu. Corect. Care e fără plăcere, mi se pare grea. În schimb, cea mai ușoară, se vehiculează pe la noi un zvon că ar fi cea de preot. Vă dați seama? Da, nu știu ce să zic. Habar n-am. E, să știți că nu cred că e chiar așa. Se pare că nici pentru un preot. Trebuie să studiezi mult și să știi să spui, ca în film, iubiți credincioși. Nu e vorba de asta, dar stai seama, n-ai weekend-uri, ai multe lucrări la tot așa, sâmbătă, duminica. Păi serios.
Nu e simplu. Multe lucrări. Da. Nu, dar să ai surprize. Nu s-a prea vorbit în general despre cea mai ușoară meserie. Uite, mai sunt mesaje care vorbesc despre cea recent intrusă și în nomenclator, cea de numerolog. Mie asta chiar mi se pare. Aha. Brățară de aur. Mambo jumbo. Numerolog. Neața, băieți. Legat de meserile astea, care este grea și care este ușoară, discuția poate fi, ca să zic așa, destul de complexă, dar ca principiu cred că ține foarte mult, dacă îți place ceea ce faci, dispare mult din greutatea asta despre care vorbim. Și mie inclusiv mi se pare foarte greu ceea ce faceți voi. Da. În modul să te trezești probabil, nu știu, pe la 5 dimineața, da. Poate și mai devreme, și să stai tot timpul să găsești subiecte noi, să... Ei. Dar, repet, cum am zis, probabil că atâta timp cât faci ceea ce îți place și faci cu drag, multe din inconvenientele pe care le enumeram dispar. Da. Multe și cei ce pierderi mereu, adică mereu e câte un campionat de popice pe care ratezi, câte ceva, o competiție de șah. Lucrezi și cu publicul, cum zicea Călin, că mă ceartă lumea pe WhatsApp. Tu ai căutat vreodată, n-ai dat aia? Ai căutat vreodată știri din sport la 5 dimineața? Nu. Dar m-a întrebat din aur un amic, ascultă Republica Fantastică, băi, zice, n-ai obosit de ani de zile tot... critici pe aceeași, tu, și i-a răspuns, bă, asta e, jurnaliștii sunt precum câinii, toată viața lătrând la același poștaș. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.